Bună ziua, dragilor, din nou aici patru creatorilor. Vreau să vă arăt un kit de apă compus dintr-un filtru de la Mini Sauer. Așa. Deci filtrează până la 0,1 microni absolut orice stare. Are fibre, membrane de fibre înăuntru. Are în jur de, hai să zic, 26 de grame ăsta. Are două doape, aici unul, deci dacă scoatem acest, pe aici se poate bea, deci aici se poate bea apă, gura bineînțeles că nu te sobesc cu altceva, așa. I-am pus această protecție pe el pentru a-i proteja membrana dinăuntru și, bineînțeles, filtrele dinăuntru de praf, așa se poate observa. Deci am pus acest dop, se poate pune pe orice tip de sticlă de o jumătate de litru, nu pe alea mari cu gâtul ăla mare, alea nu intră, acolo trebuie făcută altă chestie, adăugat un de ăsta și ăla mare, că putem să punem și pe alea mari. Deci așa arată. Ăsta filtrează 99,999 de tipuri de apă. Bacterii și tot felul de astea, E. coli, astea alte, mai multe informații găsiți la ei pe site, deci pe site-ul lor de la Mini Sauer. Așa arată filtrul, are 26 de grame, intră într-o palmă, deci cum se vede. Eu l-am achiziționat după Amazon UEK, mi l-a adus cineva de acolo acum vreo 4 ani de zile. Așa, deci se poate filtra, se poate pune pe acesta, asta are această pungă, stai mă aici. Are această pungă de plastic, mai sunt pungi și mai mari și mai mici. Asta este de 16 oz, după cum se scrie, este bine scris în traducerea americană. Deci ea așa arată, se vede că se desface aici frumos, care o putem umple cu apă. Așa, are un dop de protecție și asta ok. Ăsta se șurubează aici pe ea, deci după ce ați umplut-o de la izbor cu apă. Nu în baltă și nu știu, trebuie să nu umplești în baltă, acum depinde unde găsim apă în natură, putem să ia apă și între pomi, încă după ce plouă. Deci așa arată, îi punem capacul de protecție, uitați-o, se vede înăuntru că este prins așa. Punem capacul de protecție, ăsta îl punem deoparte. Deci aveți aici site-ul unde puteți vedea mai multe informații despre acest tip de filtru. Noi aici avem o mică sticlă de plastic de nu știu cât are asta, 250 ml. Trebuie să-l vedeți că intră și aici, bineînțeles. Uitați-l. Deci se înșurubează pe această sticlă, el așa arată pe sticlă. Așa. El vine în componență și cu acest pai. Uitați-l aici, e de mare. Deci acest pai se modelează pe chestia asta și intră în el, ca să putem să băgăm în sticle, să putem să bem mai bine, înțelegeți? Deci paiul e, bineînțeles, l-am băgat în sticla, a scăpat, nu e băgat chiar pe gâtul ăla. Deci să putem să bem mai bine din sticlă, să nu ne chinuim să stoarcem sticla ca să putem să bem apă. Facem și paiul afară, deci el așa arată, este un pai mare. Trebuie să puneți orice paie, acum depinde de paie, așa, trebuie încălzit puțin paiul ăla ca să poată să facă pe chestia asta. Îi punem protecția la loc, pentru praf, pentru diferite musculițe și tot felul de aia ce poate intra. Are această seringă de 50 de ml, uitați-o aici, cu un cap special, ca să putem să-l spălăm înăuntru cu apă, apă curată, nu băgați de ce așa vine, înțelegeți? Deci așa vine că putem să-l spălăm, deci se împinge pe motorul ăsta, deci special are aceste două canaluri, canele, deci cu apă curată, nu-l spălați cu detergent sau cu asta să muriți. Deci așa arată, are 50 de ml seringa, frumos de tot, se intră apă în ea, îl spălați frumos, iese apa pe partea altă, îi dați și filtrele înăuntru automat. Ca să nu putrezească sau, doamne ferește, să răpă un filtru din noi să-mi pun de ieșirea. Deci, dragilor, cumpărați-vă acest filtru, îl găsiți pe diferite site-uri și în România, nu numai pe Amazon sau pe eBay.
Deci, unde îl prindeți la ofertă, luați-l, pentru că este foarte bun să-l aveți în natură, după dumneavoastră, în drumeții, în unde faceți dumneavoastră, orice. Deci, dragilor, vrem să vă arăt acest kit de apă pentru un rusac de urgență, este foarte bun. Dacă aveți posibilitatea, puteți să vă luați două, să aveți unul cu dumneavoastră în natură și unul în rusacul de urgență. Este foarte bun acest mini sauer, acest filtru mini sauer, eu îl recomand cu mare drag. Protejați-vă în sănătatea în natură, nu beți apă direct din râuri sau din bălți sau de unde găsiți între pomi sau astea, că s-ar putea să dați, să-i chemați smurdul, că altfel nu mai scăpați. Mulțumesc frumos de vizionare, vă așteptăm în natură alături de noi.